altinul, având în vedere că iarna se apropie și peste câteva dealuri mai îndepărtare este deja zăpadă, ne-am propus să facem o scurtă plimbare la barajul Baltinu, cât încă mai este accesibil și cât mai prindem și noi puțină vreme bună. Ne-am propus să facem o filmare cu lacul până ca acesta să înghețe. Am plecat din orașul Slănic pe ruta Vârbilău, Ștefești, Aluniș și la un moment dat am luat-o spre stânga, spre orașul Câmpina, ca să ajungem la destinația noastră și vom trece pe lângă Valea Doftane, de altfel. Suntem la intrare în satul Brebu, unde am întâlnit un asfalt deloc favorabil nou și totodată mașinii cu care ne deplasăm astăzi, dar nătăștuim că vom ajunge cu bine la destinație și că vom putea să ajungem acolo unde ne-am propus astăzi, fără să vină zăpada care este foarte aproape de noi și care deja se simte în aerul de afară. Simțiți și voi? După cum observăm, vântul puternic de la munte se apropie și prin zonele acestea și cu siguranță cât de curând va aduce și zăpada. Dar încă avem timp să ne bucurăm de uscat și de frunzele încă verzi sau maronii. De frumoasele gropi pe care încă le putem observa, încă nu sunt acoperite de zăpadă și mai avem timp să le observăm. Trecem pe lângă lacul Brebu. Thank you.
scurtă plimbarea noastră la barajul Paltinu, deoarece condițiile meteo erau foarte nefavorabile, un vânt foarte puternic și e foarte rece, dar ne bucurăm că am ajuns, că l-am văzut, că ne-am bucurat puțin de peisaje, iar data viitoare probabil o să îl găsim înghețat și complet alb. Facem o mică oprire în pădure.